Ia vorule că ți-am luat puța. Așa bine să spai fața aia câteodată, Lupi. Păi de ce te abții, mă? Că ești tu cretin și mă abțin. Și ce vrei, mă? Ce-i, te-ai supărat că am stat de vorbă puțin cu Ana? Tu ai și jurat că nu sunt oamenii să ducă la poliție, da? Auzi ceva, oamenii reacționează mai bine de frică decât atunci când îi iubești. Crede-mă că nu trebuie să spună. Hai, noroc, nu o să te duc la poliție. Pe bune? Fii mulțumit. Auzi, vreau să te întreb ceva. Dintre noi doi, care crezi că a fost mai convingător? Cleo, idiotule, ea e singurul motiv pentru care noi doi nu o să ajungem la închisoare. 10 pentru Cleo, bravo. Chiar nu înțelegi nimic, Robi? Chiar nu înțelegi că am pierdut-o? Și că era singurul om care mă ținea pe linia de plutire? Că m-a săturat de viața asta de 2 lei plină de mișmașuri și că chiar nu vreau ca să ajung ca Danezu. Ce are bă Danezu? Are bani? Are oamenii lui? Bani pe care îi fură, Robi. Oameni pe care îi plătește sau fie îi amenință. Dar n-a făcut cine o să facă niciodată nimic de care să fie cu adevărat mândru. Dar nu mai vrei pizza? Fă-și, mă, n-ai plecat? Aștept pe Danezu. Auzi? Ha? Dacă tu n-ai treabă, nu mă ajută ca și eu. Navetele astea. Primești ceva la schimb? Primești. Unde spun asta? Acolo, în spate. Și asta tot acolo? Tot acolo. Asta acolo. Să știi că o să angajăm pe cineva în curând. Păi chiar te rog frumos că n-am de gând să stau tot timpul după tine să car navete de-astea. Sunt și eu om. Ana. Ana, peste alta nu primești și eu nimic la schimb? Cum să nu? N-am zis că primești. Bine? Hai! Bun, bun. Hai, 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 nu te întinde. Ia aia și tu acolo. Hai! Pe vă jobiță, tata. Păi, uite, stau după curul ăsta să strâng după ea. Ce să fac? Bravo! Văd că în ultima vreme vă înțelegeți din ce în ce mai bine. Păi, excelent! N-ai văzut în viața ta. Azi dimineața era să-mi dea cu buta în gură, a zis că-s bărbasul. Așa la oră. Da, mă, fundat. Hai că mai e, uite, o navetă și butoiul. O navetă și butoiul. Nu știu ce ai făcut, dar tu ai reușit în 2 minute ce n-a reușit în o viață. Ce l-ai pus la muncă? Am dat o bere. Dar nu e treaba ta dacă lucrezi sau nu la bar, da? Ascultă, mă, faci o mare greșeală. Am făcut foarte multe până acum și uite că am supraviețuit, da? Înțeleg că ești supărat pe mine, dar crede-mă, trebuie să stai departe de barul Danezu. De ce? Pentru că... Ana, nu e un loc potrivit pentru tine. Atâta timp că mă plătește pentru munca mea, nu-mi pasă, da? Faci o mare greșeală. Nu știi în ce te bagi. Tu nu lucrezi de 2 luni, trebuie să fac ceva, trebuie orice, nu știu, să-mi găsesc de lucru. Înțeleg, o să te ajut, nu știu, încerc să... Hai cu noi la atelier. Unde să vină, mă? Nu, că abia vă descurcați voi și oricum n-aș accepta asta niciodată. Corect. Uite, vezi, e fată deșteaptă, ești tu puțin creier, bravo. Da, eu trebuie să plec. Dacă ceva, vorbim. Go, 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 go! Ce faci, dragă? Ți-e dor de mine? Nu poți stai fără mine? Da, mațin. Mai repede, mi-ar fi dor de un câine râios decât de tine. Am venit că vreau să vorbesc ceva cu tine. Hai să mergem. Ce? Hai că vezi! Păi zi ce! În sfârșit, ai apărut. Ai zis că durează 2 minute și mai ținut aici aproape o oră. Lasă, fata mea, că și eu am stat destul după tine și n-am mai plâns. Ei, lasă, înțelege-l și tu. A stat și el în oglindă, s-a aranjat și a luat hainele de duminică. Cu asta s-o duce la Paște. Dacă cum așa asta îmi stă bine, mușule, ce vrei? Vreau să fiu nevasta ta. Și dacă nu vreau? Proști sunt pe toate drumurile. Vii? Te cred, te cred, îți vine s-o calci pe cap, s-o bați, îți vine ție, s-o... Bă, fii atent aici, să spun eu cu nebuna asta, eu nu mă încurc. Să-și găsească pe altul. Te cred, te cred. Mă lasă în pace.
Ah, dar ce faci? Ești undeva? Bă, mă duc și eu la club. Poate îmi găsesc și eu vreo felină să mă simt și eu bine. De asta. Fire întins. Și foarte amabil. Dar nu vrei să vii tu cu mine? Deci chioapa ai scăpat, asta uscata nu te mai vrea. Și Aura? Eu zic să nu intrăm în subiectul ăla, da? Te rog frumos. Știi că dacă nu ajuți, s-ar putea să nu-și mai vadă copilul niciodată. Ghinion? Robi, cu mine vorbești. Am, nu mă lasă Danezu să mă apropii de ea. Altceva, mai vrei? Știi când îți pasă ție de ce zice Danezu? Știi că nu trebuie să fii cu ea pe bune, doar așa, de sanche. Deci ce faci, vii sau nu? Vin ca să nu faci vreo prostie. Adică tu cu fața asta burdușită îmi spui bine să-mi fac prostii? Știu, lasă. Hai. Haide, mă. Opa. Hai, purisanu. Haide, tata. Hai să te duc în oraș. Crede-mă, fac o buncă să-mi ocupa. Am treabă, da? Vă vim altă dată. Ești ocupat? Ești ocupat să afli că o să avem un copil? Ce-ai zis? Ai auzit bine. Nu, nu cred că am auzit bine. Ba da, sunt însărcinată. Mirela, uite-te un pic la mine, mă vezi? Nu, uite-te bine la mine, mă vezi? Te văd. Toată povestea cu piciorul a fost o minciună. Mi-a luat ceva timp să-mi dau seama de asta, dar mi-am dat. E, de data asta nu o să mai fiu fraiul tău, e clar? De data asta e adevărat. Nu mă crezi? Vrei să-ți aduc hârtii de la doctor, o ți aduc. Nu, nu-mi folosesc. Știm bine că totul se falsifică. Pardon, ce caută murătura asta aici? Nimic. Tocmai pleca. Pa, Mirela. Mai vorbim despre asta, Tudor, să știi. Aha. Hai, lasă. Hai, ieși, du-te, dracu. Despre ce să mai vorbim? Despre nimic n-are importanță. Ce mă interesează pe mine e să nu mai prind pe aici, da? Că n-am nervi să mai văd pe asta pe aici. Du-te, măi, domnule, și lasă-mă-mi pace un pic. Vrei să ajungi în living și nu știi cum? Nu. Dă ăsta încoace, până nu strici ceva. Dar ce gusturi ai. Eu când eram de seama ta, aveam postere în cameră numai cu gagii bune. Cu minți. Călugărițe. Mă bucur că sunt acasă. Și eu. N-am vrut să-l supăr pe Tudor, dar la centrul la unde m-au dus era oribil. Era sula s-a luat de tine? S-a mai luat de tine zi repede. Nu, dar nu trebuia să te iei de el. Mi-a fost milă de el. Părinții lui l-au lăsat acolo și n-au mai venit să-l ia. Ei, lasă că nu m-am luat prea tare de el. Hai! Urmărește un maestru. Dar cum ai bătut, mă, cuiul ăsta strâmb așa? Cum poți să stai toată ziua după mine? Leo, nu înțeleg de ce te faiți atât. Jur, știi cât mi-aș dori și eu să am un băiat din ăsta care se uită la mine ca la soarele lui și doar să zâmbească când îi spun să se care și că nu, să nu mai bea? Vezi? Ascultă ce zice, că zice bine. Clar. Uite, să te hidratezi. Mulțumesc. Ieși tu. Le pun aici, da? Mhm. Unde ai fost, fă? Unde ai fost toată noaptea? Că am stat la tine acasă toată noaptea. Unde ai fost? Aici am avut treabă. Așa, și nu puteai să mă suni și pe mine să-mi spui? Sau să-mi dai un SMS că știu să citesc? Am uitat. Ai uitat, hă? Și tu, mă? Eu te avertizez să ai grijă ce spui. Stai liniștit că nu zic nimic de Ana, da? Stai tu perfect liniștit. Că de când e asta, nu mai faci nimic. Nu te mai interesează de garaj, nu te mai interesează de nimic. Băi, Robi, te dai mare că știi să citești, dar să citești ce e în fața ta și cât e de mare, nu ești capabil. Ce e în fața mea atât de mare? Vezi, mă, că iubește prostul. Așa, și dacă iubește la atelier, cine lucrează? E niciun caz tu care tragi chiulul. Băi, alo, nu fii obraznic. Tu, mișcă încoace, că avem de discutat. Băi, vină tu că am treabă. Ce poză de familie! Fii-miu cu gagica, care acum lucrează pentru mine, și nepotul meu cu lângă femeia pe care, dacă îl prind cu atinge, îi tai mâna. Te joci cu foc. Ia bine să zic ceva.
Ce vrei, mă, să-mi spui așa pe șestache, fără să audă mândra? Cu care fie vorba între noi, Tudore, nu te văd făcând mulți purici. Danezule, dacă tot lucrează aici... Am înțeles, acum vrei să pui condițiile. Salariu mare și 4 zile libere pe săptămână, dar vezi voi timp de bulăneală, a? Fără șmecherii, nu te folosești de ea ca să mă pui pe mine la punct. Așa. Nu-i spui nimic și nu atinge niciun caz, da? Vezi că nu o să-mi fie foarte greu să ne punem la punct. Oh! Tudore, te joci. Iar tu? E fix asta vreau să spun și eu. Nu cu mine vorbeam. Da, care e faza? Nu sunt de rangul ei. Nici tu, nici sora ta. A, zise cucoana simandicoasă care a căutat prin gunoaie. Danezule! Ce e, popușa, nu te descurci singură? Ai nevoie de ajutor? Ți-ai găsit în jumătatea? Aici. Auzi tu, ai văzut cum vorbește curba asta cu mine? Robi, ajută-mă. Ana, stai că Hei, 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 Aura! Robi! Hei! Mai lasă-mă! Ce face? Aura, hai! Ia terminat! Gata, Aura! Asta ești tu cu mata! Aura! Rup parul ăsta din cap! Stefana, terminat! Sunt pică, dracu! Nu,